Salut, sunt Ralu, bine ai venit sau bine ai revenit pe canalul meu de YouTube, Rulota cu povești. Astăzi am să vă citesc o poveste foarte, foarte frumoasă, Fericirea este o vulpe, de Evelina Daciute, care a apărut la editura Cartema în anul 2018. Sunteți gata de poveste? Atunci să înceapă Fericirea este o vulpe. A fost odată ca niciodată un băiat pe nume Paul. Stați puțin, nu așa începe povestea. De fapt, începutul sună cam așa. A fost odată, într-un oraș foarte mare, un parc foarte drăguț. La marginea parcului se afla un copac foarte înalt, care creștea în acel loc de multă, multă vreme. Copacul nu era special doar pentru că era foarte bătrân și foarte înalt, ci pentru că, în interiorul său, locuiau oameni. Un băiat pe nume Paul, împreună cu mama și cu tatăl său. Cei trei formau o familie destul de obișnuită, cu excepția faptului că locuiau într-un copac. În fiecare dimineață, tatăl lui Paul se cățăra pe o scară până în vârful copacului. Acolo se afla un heliport mic pe care aștepta un elicopter portocaliu. Tatălui Paul se urca în elicopter și pleca în zbor. Slujba lui era să ducă oameni și lucruri dintr-un loc într-altul. Oameni și lucruri dintr-un loc într-altul cu elicopterul portocaliu. Mama lui Paul lucra de acasă. Era olar și făcea vaze, castroane și oale din lut. Majoritatea acestor vase erau portocalii. Ops! Când făcea atât de multe, încât nu mai avea pe unde să calci, tatălui Paul le strângea pe toate în elicopterul său și le ducea la magazinul din oraș pentru a fi vândute. În fiecare după-amiază, mama îl ruga pe Paul să dea o fugă până la brutărie ca să cumpere niște chifle proaspete. Când vine tatăl tău acasă, ne vom așeza cu toții la masă, vom bea ceai și vom mânca chiflele. Vor fi atât de gustoase. Apoi îi dădea lui Paul niște bani și o pungă în care să pună chiflele. Lui Paul îi plăcea foarte mult să meargă la brutărie, pe drumul cel mai scurt și înapoi spre casă, pe drumul cel mai lung. Adevărul e că e cam plictisitor să mergi pe același drum de două ori. În drum spre brutărie, întâlnea părinți cu bebeluși, cicliști, oameni însoțiți de câini sau copii care se dădeau pe trotinete și skateboarduri. De la marginea parcului încolo, știa drumul către brutărie și cu ochii închiși. Deseori, chiar asta încerca să facă. Mergea cu ochii închiși, lăsându-se condus spre brutărie de mirosul acela minunat de pâine. Uneori reușea, dar alteori se împiedica de câte o piatră sau se ciocnea de cineva. Oamenilor nu le prea plăcea asta. Când ajungea la brutărie, Paul îi dădea banii lui Maggie, brutăreasa, cea care făcea cu mâinile ei pâinea și toate prăjitorile. Apoi îi cerea trei chifle proaspete, iar Maggie îi le punea în punga de hârtie. După aceea, Paul pleca acasă. Paul avea obiceiul să meargă pe stradă cu ochii larg deschiși. Nu voia să rateze absolut nimic. Remarca pietrele cu forme ciudate, rădăcinile răsucite într-un mod fascinant, păsările dichisite care evadaseră de la zoo și băltoacele care străluceau ca nestematele. Dar cel mai mult dintre toate, lui Paul îi plăcea leagănul vechi din parc. Și asta nu pentru că îi plăcea lui personal să se dea în leagăn, ci pentru că uneori venea acolo o vulpe care se ghemuia și adormea pe el. Paul nu o vedea în fiecare zi, ci cam o dată pe săptămână. Într-o zi, lui Paul nu-i veni să-și creadă ochilor. Vulpea se dădea în leagăn ca un copil. Deși l-a văzut pe Paul, ea a continuat să se legene, apoi s-a oprit, a adulmecat aerul, l-a privit în ochi și i-a spus: generozitatea e ca un ocean. Ai vrea și tu să fii o picătură din el? Paul nu înțelesese despre ce vorbea vulpea, dar dădu oricum din cap că, da, atunci dă mâna dintre chiflele tale, spuse vulpea.
Paul nu prea voia să împartă chiflele cu vulpea. Avea doar trei chifle, una pentru el, una pentru mama lui și una pentru tatăl lui. Dar după ce se încruntă un pic, scoase chifla lui și o dărui vulpii. Din acea zi, ori de câte ori se întâlnea cu vulpea, îi dădea ei din chifla lui. Când se întâmpla asta, părinții lui Paul nu prea credeau povestea cu vulpea și dispariția celei de-a treia chifle. Cu toate acestea, când se așezau la masă, amândoi părinții rupeau din chiflele lor și dădeau și lui Paul. Să ai o vulpe drept prietenă e ca și cum te-ai da într-un leagăn, spuse Paul, în timp ce mânca. Sunt suișuri și coborâșuri. Într-o zi poate fi distractiv, iar într-alta nu prea. Erau zile în care vulpea era într-o dispoziție proastă. Sunt cu moralul la pământ, spunea vulpea și, cum spunea mama mea cea înțeleaptă, sunt neagră de supărare. Și când o vulpe e neagră de supărare, nu prea sunt multe de făcut pentru ca lumea ei să fie luminoasă și portocalie din nou. Vulpea îi spunea lui Paul tot felul de povești pe care le auzise de la bunica ei, care a fost o vulpe bătrână și înțeleaptă. Paul nu înțelegea mereu aceste povești, erau puțin cam ciudate. Vrei să zici că poveștile mele sunt ciudate? Întrebă vulpea ofensată. Nu e nimic în neregulă cu poveștile mele. Tu ești ăla ciudat. Paul îi povestea și el vulpii întâmplări din viața lui. Adesea îi cerea chiar și sfatul. Bunicul meu a fost o vulpe foarte înțeleaptă, îi răspundea vulpea. Obișnuia să-mi spună că totul depinde de unghiul din care privești lucrurile, se văd diferit când le privești de sus, de jos, de la stânga sau de la dreapta. De sus de tot, de jos de tot, de la stânga sau de la dreapta. Așa că întreabă-mă din nou după ce ai privit problema din toate unghiurile. Într-o zi, când vulpea era într-o dispoziție foarte bună, îi spuse lui Paul: uneori, cel mai bun lucru pe care îl poți face e să continui să te dai în leagăn. Apoi îi explică băiatului că lucrurile care aduc cea mai multă fericire sunt portocalii. Fericirea este o vulpe într-un leagăn și o portocală mare și portocalie, strigă ea din toți plămânii, în timp ce leagănul ridica până aproape de cer. Fericirea e o prăjitură cu morcov, un peștișor auriu, un borcan cu marmeladă și frunzele copacilor toamna. Apoi îl lăsă și pe Paul să se dea în leagăn. În timp ce își lua vânt către cer, Paul strigă: fericirea este ceramica mamei mele și elicopterul tatălui meu. Fericirea e o minge de basket portocalie și pisica ruginie a lui Maggie. Dar mai presus de toate, fericirea este o vulpe. O să te găsesc mereu aici? Întrebă Paul. Bineînțeles că nu, răspunse vulpea. Când va trebui să fiu în altă parte, atunci mă voi duce în altă parte. Păi și cu mine cum rămâne? Întrebă Paul cu tristețe în glas. Vulpea se gândi un moment la întrebarea lui. Pentru o vreme, cred că vei veni încoace și te vei aștepta să mă găsești aici. Apoi, n-ai să mai fii deloc, ca să nu mai vezi parcul și leagănul gol. Dar mai devreme sau mai târziu, tot va veni cineva care să-mi ia locul. După discuția asta, lucrurile n-au mai fost niciodată la fel. Paul se simțea neliniștit de fiecare dată când mergea pe drumul mai lung către casă. Dacă vulpea nu era acolo, își făcea griji că nu va mai vedea niciodată, dar dacă era acolo, se simțea mai fericit ca oricând. Într-o zi, tatălui Paul veni acasă de la serviciu arătând mai fericit ca de obicei. O sărută pe mama lui Paul, iar pe băiat îl ridică dintr-o îmbrățișare și le spuse amândurora că în curând se vor muta într-un oraș și mai mare, unde vor locui într-un copac și mai înalt, într-un parc și mai întins, iar el va pilota un elicopter și mai mare. Ne va fi mult mai bine ca acum, le spuse el. Dar dacă nouă ne e suficient de bine acum? Întrebă Paul. Băiatul chiar nu-și dorea deloc să se mute. Nu există suficient de bine, răspunse tatăl său. Întotdeauna este loc de mai bine.
La următoarea lor întâlnire, Paul și vulpia se uitară împreună la stele. Băiatul îi spuse vulpii că urma să se mute. Deci așa stau lucrurile. Tu vei dispărea, iar eu voi rămâne aici, spuse vulpea. Nu dispar. Ei mă obligă să mă mut. Nu e același lucru, strigă Paul. Nu vreau să plec, vreau să rămân aici. Ești cea mai bună prietena mea. Tatăl meu, care era o vulpe foarte înțeleaptă, spunea adesea că durează ceva timp până afli dacă un lucru e bun sau nu, îi spuse vulpea lui Paul. Gândește-te la o prăjitură care are cremă înăuntru ei. Nu dai de cremă de la prima mușcătură, trebuie să mai iei o înghițitură sau chiar două din ea. Dacă continui să mănânci, prăjitura va avea un gust din ce în ce mai bun. O săptămână mai târziu, Paul și părinții lui se urcară în elicopterul mai mare și zburară către parcul mai întins din orașul mai mare, unde îi aștepta casa mai spațioasă din copacul mai înalt. Zilele treceau, dar Paul nu se simțea deloc mai bine, dimpotrivă se simțea tot mai rău. Paul era furios. Ai promis că ne va fi mai bine aici, îi spuse el tatălui său. Trebuie să aștepți o vreme, îi spuse mama lui. Încă puțin și o să vezi că va fi mai bine. Încearcă să ai răbdare, adăugă tatăl său. Ține minte, lucrurile bune se întâmplă celor care știu să aștepte. La fel ca înainte, Paul se ducea la brutărie în fiecare zi. La brutăria cea nouă, care era mai mare decât cea veche, lucrau două brutărese. Ele se numeau Emily și Rose. Una dintre ele îi punea trei chifle proaspete într-o pungă de hârtie. Apoi, Paul se întorcea acasă pe același drum pe care venise. Într-o zi, pe când se întorcea acasă de la brutărie lui, Paul i-a tras atenția o cărare șerpuită prin pădură pe care nu o remarcase până atunci. Din curiozitate, se hotărâ să o ia pe cărarea aceea. În timp ce mergea, observă pietre cu forme ciudate și rădăcini răsucite într-un mod fascinant. Văzu păsări dechisite care arătau ca și cum ar fi evadat de la zoo și băltoace care scripeau ca nestematele. Paul o luă la goană pe cărare sărind în sus de bucurie. Plimbarea asta era atât de distractivă, deodată văzând în depărtare un leagăn care se mișca înainte și înapoi prin aer și chiar acolo, pe scândura leagănului, se afla o vulpe portocalie. Vulpe, strigă Paul uimit, cum ai ajuns aici? Ți-am spus eu, răspunse vulpea. Când trebuie să fiu în altă parte, atunci mă duc în altă parte. Vrei să te dai în leagăn? Da, vreau, strigă Paul. Mi-a fost atât de dor să mă dau în leagăn și mi-a fost dor să strig în gura mare ce înseamnă fericirea. O portocală mare și portocalie, ceramica mamei și elicopterul tatei, o prăjitură cu morcov, un peștișor auriu, un borcan de marmeladă și frunzele copacilor toamna, o minge de basket și hamsterului roz. Dar mai presus de toate, fericirea este o vulpe. Sfârșit. Aceasta este frumoasa poveste, fericirea este o vulpe. Pornind de la această poveste, puteți să discutați cu copiii despre fericire, despre prietenie și despre generozitate, iar ca activitate practică îi puteți ruga pe copii să deseneze ceea ce îi face pe ei fericiți. Dacă v-a plăcut ceea ce ați aflat astăzi pe canalul meu de YouTube, nu uitați să dați un like aici jos și să vă abonați. Cât de curând am să revin cu o nouă poveste.